cele patru principii care te vor ajuta să începi o relație personală cu Dumnezeu. Cu toții avem relații. Relații între părinți și copii, relații între soț și soție, relații între frați, relații între prieteni, relații între doi tineri îndrăgostiți unul de celălalt. Cu toții am vrea ca relațiile acestea să fie foarte bune. Prin ele căpătăm bucurie, împlinire, dragoste și protecție. Omul credincios este preocupat în mod fundamental de relația lui cu Dumnezeu. El este un căutător perseverent de Dumnezeu. Rugăciunea lui devine tot mai liberă. Cu cât se apropie de Dumnezeu mai mult, credinciosul este influențat de el. Începe să fie cu adevărat dedicat scopului divin și lucrează în mod responsabil pentru Dumnezeu. Însă atitudinea de tip autosuficient își poate pune amprenta și asupra relației sale cu Dumnezeu. Omul poate ajunge să creadă că își controlează singur propriul destin, că își gestionează și își programează stările de mulțumire, a căror cauză principală este el însuși, și se ferește de stări de disconfort și de tensiuni majore. În lipsa unor relații de încredere interdependente cu semenii, ajunge să devină centrul propriului univers, propriul său Dumnezeu. Chiar și în condițiile în care crede în existența lui Dumnezeu și se roagă lui, lipsa de încredere din relațiile interpersonale se transferă și asupra relației cu Dumnezeu. În momentul în care persoana renunță atât de greu la senzația de control asupra propriei vieți, pe care și-o construiește cu multă grijă, va avea mari dificultăți în a spune "facă-se voia ta" și a se lăsa într-adevăr în voia lui Dumnezeu. Ideea de control este însă o simplă iluzie care se poate spulbera la cel mai mic eveniment neprevăzut. Desigur, fiecare își face planuri și își orientează acțiunile spre atingerea acestora, dar definitivarea, împlinirea lor, nu depinde în totalitate de noi, indiferent de eforturile făcute. Dumnezeu este singurul care poate binecuvânta și sprijini îndeplinirea proiectelor noastre de viață, dacă acestea ne sunt de folos. Suntem tentați de multe ori să ne angajăm parcă într-o luptă pentru supraviețuire, ce presupune câștigarea banilor pentru hrană, haine, precum și alte nevoi de ordin material. În această cursă, ajungem să uităm de multe ori de noi, de cei dragi și de Dumnezeu, și să ne transformăm în roboți care își consumă toată energia pentru a-și asigura supraviețuirea. Uităm însă că Dumnezeu ne iubește, veghează asupra noastră și ne poate asigura cele necesare traiului și mai mult decât atât. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă. De asemenea, putem fi din ce în ce mai mult asaltați de sentimentul de insecuritate într-o lume pe care o percepem din ce în ce mai plină de amenințări. Grija de a ne garanta siguranța fizică și economică poate deveni principala noastră preocupare, umbrindu-ne celelalte priorități. Încrezându-ne în Dumnezeu, care veghează asupra noastră zi de zi, putem dobândi o stare de liniște, de pace și putem scăpa de permanenta stare de încordare și de vigilență, care ne însoțește chiar și după ce am luat măsuri concrete de asigurare. Putem realiza astfel că în relația cu Dumnezeu suntem dependenți, dar că această dependență este singura sănătoasă și ne oferă o bază solidă în relațiile cu ceilalți. Dumnezeu ne știe problemele și ne ajută în fiecare clipă, chiar dacă în mod nevăzut ne ferește de pericole și de ispite cărora le-am putea cădea pradă și se îngrijește de nevoile noastre de zi cu zi. Cum poți începe o relație cu Dumnezeu? Aștepți să te lovească un fulger? Îți propui ca de acum încolo să faci fapte bune, virtuoase sau religioase? Sau devii o persoană mai bună,
astfel încât Dumnezeu să te poată accepta. Ei bine, niciunul dintre aceste lucruri nu ți-aduce așa ceva. În Biblie Dumnezeu ne-a arătat clar cum îl putem cunoaște. Iată cum poți începe o relație personală cu Dumnezeu. Principiul 1. Dumnezeu te iubește și are un plan minunat cu viața ta. Dumnezeu te-a creat, dar nu numai te-a creat, ci te și iubește atât de mult încât dorește să-L cunoști acum și să-ți petreci veșnicia alături de El. Iisus a spus, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Iisus a venit pentru fiecare dintre noi să Îl poată cunoaște și înțelege pe Dumnezeu în mod personal. Numai Iisus poate da sens vieții și poate dărui un scop în viață. Principiul 2. Noi toți păcătuim și păcatele noastre ne despart de Dumnezeu. Adevărul este că toți simțim că această despărțire este o depărtare de Dumnezeu pricinuită de păcatele noastre. Biblia ne spune, noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. În adâncul sufletului nostru putem simți indiferență față de Dumnezeu și căile sale sau răzvrătire fățișă. Orice ar fi, este o dovadă a ceea ce Biblia numește păcat. Păcatul aduce moarte în viața noastră, despărțirea spirituală de Dumnezeu. Chiar dacă facem mari eforturi ca să ne apropiem de Dumnezeu, acestea sunt sortite eșecului. Putem încerca să facem fapte bune sau să câștigăm aprobarea lui Dumnezeu printr-o viață decentă sau o filozofie de viață morală. Însă strădaniile noastre nu pot face să dispară păcatele noastre. Principiul 3. Iisus Hristos este singura soluție găsită de Dumnezeu pentru a ierta păcatele. Prin El putem cunoaște planul lui Dumnezeu cu viața noastră și putem avea parte de dragostea Sa. Alt adevăr este că merităm să plătim pentru păcatele noastre. Problema este însă că plata păcatului este moartea. Dar Iisus Hristos a murit în locul nostru din dragoste pentru noi, ca să nu fie nevoie să murim fără Dumnezeu. Pe cruce Iisus a luat asupra Sa toate păcatele noastre, plătind astfel pentru ele. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate. El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. Fiindcă Iisus a murit pe cruce în locul nostru, acum nu mai este nevoie să trăim despărțiți de Dumnezeu din cauza păcatelor noastre. După ce Iisus a murit pentru păcatele noastre, a înviat din morți, astfel dovedindu-ne pentru totdeauna că are dreptul de a promite viață veșnică, că este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu și singura cale de a-L cunoaște pe Dumnezeu. De aceea a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Principiul 4. Fiecare dintre noi trebuia să ia decizia de a-L primi personal pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Biblia spune, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se aibă copii ai Lui Dumnezeu. Îl putem primi pe Iisus prin credință. Biblia spune, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Să-L primești pe Iisus înseamnă să crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, după cum a spus chiar El. Și apoi
să-L inviți să te călăuzească și să te îndrume în viață. Iisus a spus: Eu am venit pentru ca oile să aibă viață și o să o aibă din belșug. Și iată chiar invitația lui Iisus. El a spus: Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Următoarea rugăciune îți poate fi de ajutor. Doamne Iisuse Hristoase, vreau să te cunosc. Îmi doresc să vii în viața mea. Îți mulțumesc că ai murit pe cruce pentru păcatele mele, ca să mă poți accepta pe deplin. Numai Tu îmi poți da puterea de a mă schimba și de a deveni așa cum dorești Tu. Îți mulțumesc că m-ai iertat și că îmi dăruiești viața veșnică alături de Dumnezeu. Acum îmi predau viața Ție. Te rog să faci ce dorești cu ea. Amin. Dacă ai fost sincer când L-ai rugat pe Iisus să vină în viața ta, atunci, din acea clipă, El este în viața ta, după cum a promis. Ai de acum o relație personală cu Dumnezeu. Fără o relație cu Dumnezeu, viața înseamnă moarte, dar alături de Dumnezeu înseamnă viață. Ce te împiedică să ai o relație cu Dumnezeu? Pentru că o viață cu Dumnezeu înseamnă binecuvântare, dar fără El înseamnă blestem. Iisus însuși ne spune: Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Este alegerea ta, dar alegerea ta contează. Dacă ai o relație cu Dumnezeu, caută să fie o relație în adevăr, care să implice dragoste, încredere, sacrificiu. Caută în fiecare zi să ai părtășanie cu El. O relație personală cu Dumnezeu începe în momentul în care conștientizăm nevoia noastră de El, recunoaștem că suntem păcătoși și, prin credință, Îl primim pe Iisus ca Mântuitor. Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri, a dorit întotdeauna să fie aproape de noi, să aibă o relație cu noi. Înainte ca Adam să păcătuiască în grădina Eden, el și Eva Îl cunoșteau amândoi pe Dumnezeu la un nivel intim, personal. Ei au umblat cu El în grădină și au vorbit cu El în mod direct. Datorită păcatului omului, am ajuns separați și fără legătură cu Dumnezeu. A avea o relație personală cu Dumnezeu înseamnă să-L includem pe Dumnezeu în viața noastră de zi cu zi. Ar trebui să ne rugăm Lui, să citim cuvântul Lui și să medităm la versete, în efortul de a ajunge să-L cunoaștem mai bine. Ar trebui să ne rugăm pentru înțelepciune, care este cel mai de preț bun pe care l-am putea avea vreodată. Ar trebui să aducem cererile înaintea Lui, cerând totul în numele Lui Iisus. Iisus este Cel care ne iubește îndeajuns, încât să-și dea viața pentru noi. Și El este Cel care a pus o punte peste prăpastia dintre noi și Dumnezeu. Această relație cu Dumnezeu nu este atât de greu de găsit cum ne-am putea gândi și nu există nicio formulă misterioasă de a o obține. De îndată ce devenim copiii Lui Dumnezeu, noi primim Duhul Sfânt care va începe să lucreze în inima noastră. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe unicul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iată că Dumnezeu vrea să aibă cu fiecare dintre noi o relație prin Fiul Său Iisus Hristos. Și de ce? Pentru că ne iubește și ne vrea pe toți salvați,
mântuiți în împărăția cerurilor.